Salut! Astăzi vreau să continui prezentarea cu cele mai reușite filme lansate în anul 2021. Și dacă ultimele două videouri postate au fost dedicate filmelor artistice, clasamentul de azi cuprinde cele mai reușite filme de animații lansate anul trecut. Apropo, linkul spre topul cu cele mai bune filme din 2021 îl găsești în descrierea acestui video. Asta în caz dacă încă nu l-ai văzut. Deci, să trecem la animații. Locul 7. Vivo. Această animație muzicală ne va povesti istoria lui Vivo, un chincajou adorabil și foarte talentat din Cuba. Fiind adoptat de Andres, un bătrân muzician, Vivo de pui a îndrăgit totul ce este legat de muzică. Formând un duet, cei doi deseori ofereau spectacole originale în mica piață de lângă casa în care locuiau. Într-o zi, Andres primește o scrisoare de la o veche prietenă, Marta, cu care concertau mulți ani în urmă. Aceasta își încheie cariera de cântăreață și le invită pe Andres să cânte împreună la spectacolul său de adio din Miami. Înțelegând că este o ocazie perfectă pentru a-i mărturisi că este iubita vieții sale, Andres se pregătește de plecare. Însă nu a fost să fie. Acum doar Vivo poate îndeplini ultima dorință a fostului stăpân și micul chincajou, ajutat de Gabi, o fetiță descurcăreață și curajoasă, pornește spre Miami pentru a-i transmite Martei cântecul Dedicație de dragoste scris de Andres. Locul 6. Encanto. O poveste plină de culori, cântece și magie. Apropo, acest desen animat deja a luat Globul de Aur și este nominalizat pentru Oscarul din acest an. În centrul atenției este familia Madrigal, patronii sătucului Encanto. Fiecare membru al acestei familii uimitoare are puteri magice. Fie își schimbă fizicul sau face ca totul în jur să înflorească, cheamă ploaia, vede viitorul sau este super puternic. Până și casa în care trăiesc este fermecată. Numai Mirabel este unica din familie care nu a primit nicio putere magică. Totuși, tânăra nu se descurajează și primește cu bucurie cum rudele sale ajută locuitorii din Encanto. Chiar dacă nu are daruri deosebite, ea mereu se străduie să fie utilă și să corespundă standardelor familiei sale. Însă totul se schimbă atunci când Mirabel află că magia este în pericol. O profeție este pe cale să se îndeplinească și numai Mirabel poate proteja acest sătuc fermecat și să schimbe spre bine destinul familiei Madrigal. Locul 5. Rono ia razna. Roboții Bebot, inovația în lumea jucăriilor interactive, au acaparat lumea. Sunt extrem de înzestrate și inteligente. Au o mulțime de funcții necesare în viața modernă. Fac selfie și live-uri pe rețele sociale, își schimbă aspectul după orice capriciu, mențin o conversație interesantă și caută prieteni noi pentru proprietarul său. Cu alte cuvinte, sunt tovarășul ideal pentru orice copil contemporan. Nu și pentru Barney, unicul din școală care nu are acest gadget minune. Cu un caracter ciudat și fără bibot, băiatul este ca o cioară albă pentru colegii săi. Dorind să-și bucure copilul, tatăl lui Barney cumpără această jucărie performantă. Însă fericirea băiatului nu a durat mult. Se pare că bibotul este stricat. El habar nu are despre setările și funcțiile care ar trebui să le îndeplinească. Acum Barney este pus la grea încercare. Fie întoarce robotul mult dorit la magazin sau îl învață cum e să fie un prieten adevărat. Locul 4. Hai să cântăm din nou. Continuarea istoriei despre amuzantul producător Buster Moon și trupa sa de muzicanți pe care acesta încearcă să-i propulseze în topuri. O sarcină deloc ușoară, mai ales dacă ești o coală. Nu prea ai bani sau legături cu oameni influenți, dar cântăreții pe care îi promovezi, deși talentați, niciodată nu au avut de-a face cu showbizul serios. Cu toate acestea, Buster se descurcă destul de bine. Fiecare spectacol este o reușită, dar biletele se vând ca pâinea caldă. Însă Buster înțelege că scena teatrului său este prea mică pentru talentele acestor cântăreți extraordinari. Împinși de ambiție, producătorul și protejații își încearcă norocul la audițiile domnului Cristal, o personalitate importantă în lumea muzicii. Și chiar dacă de la început nu produc o impresie favorabilă, până la urmă îl conving pe Cristal să le mai dea o șansă. Acum viitorul lor muzical depinde de spectacolul care trebuie să-l pregătească în 3 săptămâni. Locul 3. Raya și ultimul dragon.
un alt pretendent pentru Oscarul din 2022. Această poveste începe în Ținutul Cumandra, un loc cu totul deosebit unde oamenii conviețuiau pașnic cu dragonii aducători de ploaie și prosperitate. Însă viața liniștită din Cumandra a fost tulburată de creaturile malefice druni, care îi transformau pe toți în statui de piatră. Pentru a salva oamenii de la această soartă îngrozitoare, dragonii s-au confruntat cu drunii, dar încercarea le-a costat scump, ei la fel transformându-se în pietre. Totuși, Sisu, ultima din dragoni, a reușit să alunge monștrii cu ajutorul sferii magice. Însă această victorie nu a adus pacea în Cumandra. Sisu a dispărut, dar popoarele s-au dizbinat și au început să lupte pentru sfera dragonilor. Ultima fărâmă din magia foștilor protectori. Aceste neînțelegeri până la urmă reînvie drunii și curajoasa Raya, una din prințesele Cumandrei, pornește în căutarea lui Sisu, unicul dragon care ar putea salva Cumandra. Locul 2. Familia Mitchell împotriva roboților. Încă din copilărie, Katie visa să facă filme și în sfârșit dorința ei s-a îndeplinit. Ea a fost admisă la o facultate de cinematografie. Încântată că va face cunoștință cu persoanele care au aceeași pasiune, Katie așteaptă cu nerăbdare începerea anului școlar și totul bine până aici. Doar că orașul unde va învăța Katie este departe și înainte o așteaptă o călătorie lungă cu avionul spre celălalt capăt al țării. Însă tatăl tinerii studente are alte planuri. El singur o va duce la facultate, dar pentru ca călătoria să nu fie plictisitoare, în drum pornește toată familia Mitchell. Începută ca o aventură interesantă, curând această călătorie familială se transformă într-un dezastru. Toate gadgeturile de la toastere până la frigidere o iau razna și încearcă să pună stăpânire pe omenire. Acum familia Mitchell va trebui să uite toate neînțelegerile și să înnăbușe această revoluție tehnologică pentru a salva planeta. Locul 1. Luca. Luca este un băiat monstru marin. Visător și curios din fire, Luca mereu a fost atras de misterioasa lumea uscatului, unde locuiesc ciudatele creaturi supranumite oameni. Însă istoriile îngrozitoare pe care le auzise de la părinți îi cam taie din elan și Luca se mulțumește doar să strângă obiectele din lumea oamenilor găsite pe fundul mării. Într-o zi, cercetând o nouă descoperire, băiatul întâlnește un alt monstru marin, Alberto, care îl scoate cu forța din apă. Știind de la părinți că pe uscat nu-l așteaptă nimic bun, Luca înțelege cu stupoare că de fapt ieșind din apă, orice monstru marin se transformă într-un om obișnuit. Solzii și coada îi dispar, dar el poate respira fără probleme. Treptat, Luca și Alberto se împrietenesc și chiar încep să viziteze orașul din apropiere, unde descoperă o mulțime de lucruri interesante și fac cunoștință cu nebunatica Giulia, care nici nu bănuiește că cei doi nu sunt copii obișnuiți, dar o mică picătură de apă e suficientă pentru a-i transforma înapoi în monștri marini și a pune capăt acestei aventuri minunate. Apropo, Luca de asemenea concurează pentru Oscarul din acest an. Atât pentru azi. Îți mulțumesc că ai urmărit până la urmă acest video. Pune un like dacă ți-a plăcut informația prezentată și abonează-te pe canal ca să nu ratezi alte videouri care ar putea să-ți placă. Pe curând!